Potrivit Comisiei Județene pentru Recensământ, până luni 24 octombrie 2011 au fost recenzate 43.321 de locuințe și peste 110.000 de persoane din județul Cluj. Statisticile anunțate de Prefectura Cluj arată că în municipiul Cluj-Napoca recensământul a fost realizat în proporție de 31,17%. În Turda în proporție de 41,6%, iar în Câmpia Turzii în proporție de 35,07%. Conform gherlainfo.ro, la Gherla au fost recenzați 39% dintre locuitori, iar în Huiedin 26,89% din totalul de locuințe aflate în evidență. În ceea ce privește municipiul Dej, conform șefului Serviciului de Evidență a Populației Dej, inspectorul șef Ioan Pârf, după primele 5 zile ale recensământului, la nivelul municipiului au fost recenzate 52% dintre locuințe și 44% dintre locuitori. La Dej, recensământul s-a desfășurat fără probleme, activitatea recenzorilor fiind una lipsită de incidente.